Приком зи чамшин титул прецедентовый эдиториал «Сурса де инспирация опасулу и шама и санду есть Влад Плохотнюк». Пентру ка есть грел де экспликат де унди под вини унили идеи дин доменил экономик, кари тарите май пун пе гындур. Ята ун алт экземплу. Четим дела коллеги ноштри. Мажоритате пас а рефузация инклуден листа бунури лор де публика не пасибеля де приватизаря о серии де интерпринтер ши проприетец де импортанца стратегика национала. Есть ворба дис при интерпринтере Мотелеком, Шеред Норд – întreprinderea de stat gările și stațiile auto, Palatul Republicii, dar și pensiunea de la Holercani. Guvernul a dat aviz negativ unui amendament al opoziției care prevedea acest lucru și, respectiv, Parlamentul a refuzat, fără nicio explicație, să voteze. Ce înseamnă acest lucru? Urmând logica și acțiunile PAS din ultimii ani, aceste întreprinderi și proprietăți importante au soartă pecetluită, adică le vom vedea în mâinile unor oameni buni în ghilimele. Cine sunt aceștia vom vedea cu siguranță în viitorul foarte apropiat. De mult era clar că guvernarea asta și-a pus în plan să vândă Republica Moldova pe bucăți și să scoată la mizat tot ce a mai rămas de valoare în Moldova. Citat încheiat. Altfel spus, hai să dea cadouri oamenilor apropiați în caz că vor pierde alegerile. În plus, de ce să nu vinzi totul când știi că nu știi cum și nu poți face bani pentru țară? Haideți și mai simplu. Dacă nu poți lucra, nu încep să vinzi tot ce ai prin casă. De obicei, așa procedează sărmanii pensionari care sunt singuri, iar statul le oferă spectacole la TV. Iar o altă categorie sunt narcomanii, care vând tot ce au pentru o nouă doză. Cu regret, cele două categorii de oameni pot fi înțeleși, dar cum să înțelegi guvernarea care vrea să vândă proprietăți ale statului pe ultima sută de metri înainte de alegeri, aici e ceva mai complicat de înțeles. Dar ca să tragem linie și să fie clară poziția mea, privatizarea înainte de expirarea mandatului este un semnal clar că băieții se pregătesc să se evacueze și să fac un ultim acord de hoței pentru a-și umple buzunarele. Prin urmare, privatizarea, când va avea loc, va fi necinstită,

în ultimii ani, în genere, a devenit cea mai grasă gâscă. Lista este lungă. Ce se întâmplă la noi în realitate? Cum se schimbă puterea? Imediat la conducerea acestor întreprinderi de stat este numită o nouă echipă de conducători, selectată de putere dintre cei mai loiali și apropiați. Toate schemele și fluxurile rămân, dar sunt redirecționate în alte parte. Când de tare a criticat Maia Sandu achiziție cu otcaturi de la mult în perioada în care era în opoziție, schema a rămas aceeași. Acum continuăm să cumpărăm de la mult prețul a crescut, dar ce s-a întâmplat cu odcaturile, Au crescut sau nu? Deci, revenim. Proprietatea de stat este cea mai importantă sursă de îmbogățire a puterii. După patru ani de exploatare, puterea devine foarte, foarte bogată. De ce există corupție politică? De ce sunt cheltuite sume enorme în campaniile electorale, deoarece politicienii și sponsorii știu că, vinind la putere, își vor recupera investițiile de zeci de ori? Și când vedem dispute în coaliție pentru posturi ministeriale, acestea nu sunt dispute pentru planuri de reforme pe care partidele vor să le implementeze într-un anumit domeniu, ci dispute pentru cine va exploata care întreprindere de stat. Și totuși, în situația de a păstrarea proprietății de stat este un rău mai mic, pentru că puterea actuală care pleacă, va vinde totul pe nimic și va cheltui banii pe noi radare. În concluzie, până când va exista proprietate de stat, corupția politică nu va dispărea. Prin urmare, требуется с КПМД где проприетать адистат, сурса принципала о маре коррупции. М плюс, экспериенция мондиала доведет, что есть абсолютно неэффичент. Бененцелес, что сунши эксцепции, которые не фи быть приватизаты, стратегича, на репрезенции раз требует дискутат о Ашадар, А что дар? Приватизация требует быть бене гандита, калибрата, что орча интерпринтеры фи вендута дуар уну инвеститор стратегик, капабел садук интерпринтеры лауно-нивел технологик, потому что у лидер в усел, сатрага инвестиций на цара, что содивина он пункт, где крештрия экономика. Дарчелма импортант есть к бане, к штегазным приватизаре, ну требуется фи килтуит с пентра суплементария бюджетовой. А части фондера атрибуется мерга к каря аукриата часто проприетате, а часто валуаре. Генерациям вырста каря криата части валуаре материале. Генерация ну сау ачелор каря вынд приватизяза, ну аря ничего тряба аста.